Bună seara! Astăzi am un spectaculos interlocutor foarte bine specializat pe IT. Am și materiale despre IT. Astăzi a fost un fel de blackout în America, pe aeroporturi, în băncile americane. Microsoft, nu a fost Microsoft, asta e Doru Petrescu, cel care ne-a asigurat partea tehnică, a făcut un pas înainte, intrând sub luminile rampei. Evident că tema zilei, cea mai arzătoare, este criza de energie. Probabil voi care sunteți în diaspora n-o simțiți, dar noi din România o simțim. Să nu uităm, România era unul dintre cei mai mari producători de energie, sau chiar cel mai mare din Europa, 18.000 de megawatts, și acum producem o treime. Doru e bine ancorat pe acest subiect, știe ce s-a întâmplat astăzi și nu dă vina pe nimeni pentru criza din energie. Evident, discursul lui Trump a creat o serie de emoții, mai ales în diaspora, dar telespectatorii mei din diaspora trebuie să înțeleagă, să nu se lase amăgiți. Asta se cheamă prozodie, ce a făcut el. A coborât tonul, a dat niște povești de corazon, astfel încât să-și mărească așteptarea și încrederea telespectatorilor. Să-i voi povesti la începutul podcastului, după aceea vom merge la criza din energie. Sondajul din Sociopol parcă sunt aranjate cu mâna. Datele Marcel Ciolacu 25% și George Simion 19%. Doru are un punct de vedere propriu, pentru că așa ne-am obișnuit aici fiecare să gândească cu mintea lui. Ce se întâmplă la kilometru 18 pe drumul de la Călimănești spre Sibiu? Acolo e o stație celebră, nu o să-i dau numele că nu-mi place compania. O să vedeți de ce s-a blocat Valea Oltului. Avem, iată, la Dacia Pitești, după plecarea la domnul a lui Constantin Stroie, avem de astăzi pe Sile Fulga, un director român. Iată, din nou, ne bucurăm. Nu, eu n-am multe date despre el, dar știu că lucrează din 87 și cred că l-am cunoscut în anii 90 când mergeam des la Dacia și discutam, era foarte naționalist, neacostic, Dumnezeu să-l odinească. Așa, mai departe, software-ul s-a blocat. Ce a fost, ce a făcut nenicule, o actualizare software, norocul cu prietenul meu și colegul de platou, care e mult mai calificat decât mine ce se întâmplă cu blackout-urile astea. În spate sunt puiuții crapilor, coi, îmi pare rău, dar așa se cheamă. Ei sunt coi, sunt japonezi și pentru copilași, când vin, n-am cursuri cu ei, sunt aduși în casă și așa mai departe. Deci, Doru, cum ți s-a părut discursul lui Trump de aseară? Bună seara! Bună seara! Mă bucur pentru faptul că sunt prima dată în podcastul tău, Marius. Îți mulțumesc pentru invitație. Deschidem, spargem gheața, cum se zice, în relația noastră din punct de vedere al persoanei din spatele geamului tehnic. În ceea ce privește pe Trump, am văzut că omul parcă s-a deblocat așa deodată. A căpătat un nou tonus din punct de vedere al discursului, mai ales că, conform analiștilor, se pare că ar fi câștigat din necazul pe care l-a întâmpinat cu tentativa de asasinat, ar mai fi câștigat o leacă de simpatie din partea celor indeciși. Aici știm, fiecare partid, și republicanii și democrații, au nucleul lor dur,
Decizia, dacă era până la momentul în ce tentative de asasinat împărțită, să spunem, egal, se pare că a înclinat în favoarea lui Trump. Nu putem să eliminăm norocul și hazardul din ceea ce înseamnă elementul de competiție, pentru că Trump a avut pe lângă stângăcia discursului lui Biden datorită problemelor legate de vârstă și tuturor comentariilor și ezitărilor democraților, a avut, hai să spunem, norocul ăsta de două ori. Pe de o parte că a scăpat cu viață de la o răsucire milimetrică și divină a capului în momentul când atacatorul a tras, și al doilea lucru și problema cu ezitările din echipa lui Biden. M-am uitat și eu pe discurs, așa pe diagonală, cum se zice în presă. E din ce în ce mai degajat. Deci are deja atitudinea unui câștigător, în special datorită și faptului că cel pe care și l-a nominalizat, tânăr, energic, compensează, cum să zic, foarte bine, se completează cu personalitatea lui Trump. J.D. Vane, am vorbit despre el, un tip extrem de direct, deloc predictiv, un om ancorat în idee, știe foarte bine că politica se bazează pe o ideologie și nu este Vance, nu este obedient unei ideologii vechi, ci pur și simplu chiar are o gândire proprie, ceea ce asta era important pe vremuri, pe vremea lui Eisenhower, a lui Nixon, a lui Kennedy. Președinții nu erau niște figuri de ceară, ci niște personaje cu idei despre propășirea Americii, pentru că, de ce să ne ascundem, America înseamnă prosperitate și atât. Iată că în discursul de astăzi, a spus de aseară, ora 4, ora României, a zis că va reface visul american, a fost extrem de calin. Prozodia ce am învățat-o de la profesorul Sarafoleanu, adică știința vorbirii frumoase, nu vă lăsați păcăliți. Ideile sunt aceleași. El luptă împotriva democraților, dar a venit cu un alt stil, o octavă mai jos, a venit mai îngăduitor, dar în spatele acestor pupături de moaște sunt tot dinții fioroși ai celui care, asta e părerea mea, la 79 de ani se spune că Dumnezeu îți face un semn odată în viață. S-ar putea să se fi schimbat radical, așa cum a și promis că își schimbă discursul pentru Millwake radical, deci l-a făcut mult mai împăciuitorist, mai unionist, spunând că ce e aia, nu e niciun câștig dacă câștigă jumătate din America. Trebuie să câștige toată America și că va fi președintele tuturor. Poate că Dumnezeu i-a făcut un semn și da, cum s-a mai convințit. Dumnezeu, există o vorbă românească, Dumnezeu îți dă, nu-ți bagă și în traistă. Se pare că Dumnezeu i-a dat, dar începe să-și bage singur în traistă, marcând cele trei bile albe, odată cu confruntarea cu Biden, în al doilea rând ieșirea cu fața sus din atentat și în al treilea rând nominalizarea vicepreședintului, un om cu multă popularitate și carism. Și ce mai fost de remarcat la acest discurs a fost cel mai lung discurs ținut după cel al lui Eisenhower din 1956 la Universitatea Santa Barbara. Nu știu dacă au intenționat să doboare un record. Mie mi se pare că a detaliat foarte mult atentatul, dar mă rog, nimeni nu se poate pune în pielea unui om care a trecut Rubiconul, pur și simplu să streacă glonțul, nu pe la ureche, prin ureche, la câțiva centimetri. Chiar este un target pe online în care arată care e diferența între plimbatul capului, așa, în câteva secunde. Într-o secundă, sau mai puțin de o secundă, a spus și el în discurs, i s-a salvat viața, l-a ciupit, a zis înainte de acest discurs că a simțit
cel mai înțepător țânțar din istoria umanității. L-a simțit acolo. Na, să vedem, urmărim, suntem atenți la ce se întâmplă în America. A spus și cu asta închei, a repetat din nou predicatele legate de ce așteptăm noi și Europa în 24 de ore, 48 de ore, încheie războiul din Ucraina și de pe fâșia Gaza, să-l audă Dumnezeu că pentru noi e un dezastru, acest slabă Ucraina ne va aduce, Doamne ferește, în aprilie, după ce Ciolacu nu va mai fi interesat de alegeri, va ridica, cum se cheamă asta, când îi dă, plătește guvernul o parte din, ajută-mă, Doru, subvențiile. Când, subvențiile sau ce? Suportul, nu subvenția directă, pentru Ucraina, sau ce? Și plafonarea, pardon, asta e plafonarea, de, mai e valabilă până în aprilie. Dacă ridică viitorul guvern, cine o fi, o fi Ciolacu, o fi altcineva, o fi Ciucă, o fi Klaus Iohannis, ridică plafonarea. Îți dau dreptate, numai că această concurență, dacă vine Trump și reușește să pună o pace într-o formă acceptabilă, sigur, pentru că totul depinde de cele două părți beligerante, suprapunerea asta cu eliminarea subvențiilor și a plafonărilor s-ar putea să se întoarcă împotriva lui, pentru că până acum scuza asta cu Ucraina a fost foarte bună, ne-a permis o politică de cheltuieli bugetare destul de dezlănată. Și în momentul când alegi cu centru de greutate în afara suprafeței de sprijin, se întâmplă de cele mai multe ori că dai în asta. Economia trebuie să se răcească după acest puseu inflaționist pe care guvernul l-a imprimat și tare mi-e teamă că treaba asta se va face cu niște costuri. Am uitat să-l prezint că Doru Petrescu este profesor la Politehnica din București, coleg... Un cetățean cu drept de vot, cu drept de discurs și aici este mai ușor pentru că suntem într-un cadru mai restrâns. Deci să trecem la chestiune. Deci, acum, oamenii români din afară nu simt puseul ăsta a căderilor de tensiune și a vârfului de sarcină și așa mai departe. Cei care nu vor, noi încercăm să explicăm fenomenul cum am ajuns de la un mare producător de energie la un amărăștean. Producem, se zice, 30% din energie din surse regenerabile. Deci am eliminat minele, le-am închis, am închis alea pe hidrocarburi și, ca să vezi în comedie, aceste bogății, această energie. Deci prin fotovoltaice producem mai mult decât cele două reactoare nucleare de la Cernavodă. Da, noi n-avem unde să le folosim, n-avem unde, Marius, să le stocăm. Marius, că tot ai promenit ideea cu Politehnică. O să încerc să așa ca să reușim să deschidem nu neapărat gustul sau interesul celor care ne privesc pentru partea asta cu energia. Dar oamenii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă, pentru că va fi mult mai ușor pentru fiecare și să tolereze și să participe, să coopereze la treaba asta cu economisirea de energie. Și o să coborâm puțin nivelul, nu o să facem un curs de facultate pentru că ne îngustăm foarte tare audiența și o să schițăm câteva elemente care țin de sistemul energetic, pe cât pot eu să explic pe înțelesul tuturor. Cum ai spus și tu mai devreme, noi am plecat de la un sistem de undeva la 27.000 de megawați în 1990, era un sistem energofag pentru că într-adevăr toată industria era energofagă. În condițiile în care noi nu aveam o revenire a prețului produsului pe o piață competitivă și pe o piață a exportului, puteam să consumăm oricâtă energie pentru a fabrica și o pioneză. Strategia asta funcționa într-un sistem închis. O singură valoare rămâne din treaba asta cu energia care s-a aplicat înainte de 90 și știi bine că sunt ultimul care ar apăra valorile comuniste socialiste, faptul că o economie competitivă se construiește pe un preț al energiei cât mai scăzut. Treaba asta au învățat-o țările capitaliste foarte bine, noi am pierdut-o din vedere în ăștia 30 de ani. Acum, ne-a ajutat Dumnezeu și nu știu dacă asta este formula cea mai potrivită, că ne-a ajutat,
Da? Să închidem o grămadă de capacități care nu-și mai găseau rostul în economia de piață la palierul de cerere și ofertă. Ăsta este și motivul pentru care... Te referi la metalurgie, la exact. Producția de bauxit, de aluminiu, de... Aluminiu a rămas și au fost o grămadă de dispute vis-a-vis de... Combinatele chimice aveam nevoie pentru... îngrășăminte, pentru că unit-urile s-au scumpit de 3 ori. Exact. O să ajungem și acolo, pentru că, vedeți, asta înseamnă, din punctul de vedere al administrării unei politici energetice al unei țări, și ideea de proactivitate, de forecast, așa cum se zice în engleză. Noi am luat un obicei foarte prost să ne ia totul pe nepregătite. Cum spunea un ziarist zilele trecute, până acum ne lua iarna prin surprindere, acum ne-a luat vara. Și vis-a-vis de ce ziceai tu, când gândești un sistem energetic, să-i se gândești și din prisma unei politici naționale. Ori asta înseamnă că tu nu poți să provizionezi un sistem energetic cu ceea ce avem astăzi. Pentru că, la bunul simț, mai e nevoie să mai deschidem un combinat de îngrășăminte, altfel importăm din Ucraina, e nevoie să ținem măcar aluminiu sau o parte din siderurgie deschisă și o grămadă de elemente care țin de consum energetic. Acum, ce s-a întâmplat? Ai spus tu mai devreme, nu stăm rău deloc la capacitatea instalată de regenerabile. Însă am luat un avânt un pic cam mare din punct de vedere al asigurării ansamblului. Și la ce adică regenerabilele sunt cele care sunt... Nu sunt pe bază de hidrocarburi, exact. Adică eoliană, eolienele și solară, fotovoltaicele. Și fotovoltaice. Și cele pe bază de gunoi. Deci avem peste 30% din producția zilnică. Avem cea mai mare cotă din Europa. Deci pur și simplu noi suntem deja în 2035 față de țările puternic dezvoltate. Așa, dar ca în meșterul Manole, atunci când am proiectat și ne-am umplut de fotovoltaice, nu vă uitați așa la mână pentru că m-au zgâriat iepurile că nu i-a convenit, așa, o să țin mâinile mai jos. Trăiește iepurile. Pe m-am mușcat pentru că îngrijitorul meu de animale este plecat și atunci a trebuit să fac eu pe gazdoșagul, cum se zice în Ardeal, adică cel care se ocupă de animăluțe și nu sunt suportat pentru că vin rar. Așa, revenind la producție, și eu, de exemplu, stochez 20 de kW mai mult decât ar fi fost procentul acela despre care a vorbit Claus Iohannis și l-a dat gelul pe domnul președinte, pentru că legiuitorul a zis despre legea prosumatorului 25% să fie cu energie depozitată, adică să ai baterii. Asta ce este un lucru bun, Marius, și probabil că lucrurile astea se vor întâmpla, dar toată politica asta ține, deci o armată înaintează în ritmul celui mai încet din pluton. Deci la energia eoliană și mai sunt prin undeva pe lângă Suceava, se produc și din gunoi și stăm foarte bine cu regenerabilă. Puteți să intrați pe ANRE și vedeți bilanțul zilnic. Ce vreau să zic este că acest guvern progresist al lui Câțu, când s-a făcut PNRR-ul, nu s-au gândit că măi, noi avem tradiția asta de la meșterul Manole. Ce construim ziua se prăbușește noaptea. E guvernul într-o situație de criză, ce s-a gândit el? Acum, pentru că tot a întors-o Claus Iohannis pe ultima 100 de metri, încearcă să fie mai aproape de noi, de către români, a întors-o către Parlament. Eu vă spun, la 20 de kilowatts costă undeva la 12-14 mii de euro, deci nu este foarte ieftin de ținut în baterii. Și ce s-a gândit astăzi, pentru prima dată când am auzit discuții în executiv și în spațiu public, din fondul de regenerare al guvernului sau nu știu, fondul special al guvernului, să se dea niște bani transelectrică pentru a gestiona noaptea. Păi sunt niște tâmpenii îngrozitoare. Trei directori s-au schimbat de când am învățat și eu legea prosumatorului la Transelectrica. Transelectrica îi se fură
permanent de la guvern. Da, Marius, sunt mai multe paliere pe care se poartă discuția. După cum știi, dimineața a avut loc o ședință la guvern în care au fost chemați toți, mă rog, toți specialiștii, că deja nu mai am încredere în ce ideea de tehnocrat, de profesionist, de specialist, întrucât am și eu la rândul meu o grămadă de colegi, de oameni pregătiți, nu neapărat în treaba asta cu energia, dar în general în inginerie, pe care nu-i caută nimeni. Dar probabil asta este și vina noastră, că nu ne semnalizăm disponibilitatea. Sunt mai multe paliere. Palierul legislativ, la care noi n-am prea avut o mare contribuție, pentru că am preluat din treaba asta cu Green Deal-ul povestea asta europeană, și întrucât au fost niște elemente de ordin stimulativ, da? Am luat-o pe repede înainte. Acum, oamenii trebuie să înțeleagă că și acest grid, sistem energetic național, nu e o plastilină, nu e o ciungă de care putem să tragem în toate direcțiile. Și ca orice sistem complex, are o inerție. Ce înseamnă această inerție? Înseamnă că degeaba pui capacități de producție într-o zonă care nu poate să absoarbă acel consum sau nu poate să distribuie acea putere. Când s-a gândit pe vremea lui Ceaușescu, a fost un sistem echilibrat. Și echilibrat pentru simplu fapt că automatizările și cu inteligența de care dispunea sistemul la data respectivă era undeva foarte, foarte redusă și au reușit să o țină în picioare. Mai puțin evenimentul din 77, în care știm toți că s-au pierdut vreo 2 miliarde când sistemul a clacat, acel, cum să zic, mult strâmbițat blackout. Ce este foarte important este că în inginerie există noțiunea de redundanță, există noțiunea de cotă de avarie. Și un sistem energetic nu poate să stea la ora actuală asigurând 80% din nevoile, capacitățile pe vârf. Dacă băieții din tehnic mă ajută să-mi dea un tabel cu deficitul la ora 21, e un tabel pe care vi l-am dat eu mai devreme, să vedem cum acum două zile la ora 9, 9 și un sfert, am avut aproape 2000 de megawatts lipsă din sistem. Revin aici la o altă problemă energetică, deci care se tot vehiculează. Pe noi ne anunță guvernanții undeva prin luna octombrie-noiembrie, vis-a-vis de rezervele de gaz, că rezervoarele sunt 95% pline, să stăm liniștiți. Păi eu, care știu ce înseamnă o rețea de distribuție, nu stau liniștit, pentru că chiar cu rezervoarele pline, să spunem că de mâine se oprește gazul de la ruși sau de unde îl importăm sau din orice altă parte, acele rezervoare nu poate să infuzeze mai mult de 25-30% în rețeaua națională de gaz. Deci aceste gogorițe pe care politicienii le vând prin diverse canale mass media audienței sunt ori o rea credință, ori o necunoaștere a sistemului. Mai mult decât atât, am avut și un ghinion, pentru că în Ungaria noi lucrăm la un sistem, într-un sistem conectat, ca să putem să facem schimb de energie cu țările vecine și tocmai ca să putem să asigurăm vârfurile. Ne întoarcem puțin în timp. Pe vremea lui Ceaușescu, sistemul nu era un sistem conectat. De aceea se și practica un mic truc de a lăsa sistemul să-și coboare frecvența. Toată lumea știa că frecvența de 50 de Hz cobora la 48, la 49. Eu lucram la un centru de calcul pe vremea respectivă și întrucât motoarele de la elementele de stocare erau sincrone cu rețeaua, aveam pile formatate pe diverse frecvențe. Numai când ne conectam cu sistemul de la ruși, trebuia să trecem pe 50 de Hz. Deci asta înseamnă un sistem conectat. E, aceea situație s-a întâmplat și acum. Noi am fi putut să asigurăm pe vârf o energie mai multă și mai ieftină, dar în Ungaria se lucrează la niște stâlpi exact pe unul dintre trasee. Dacă băieții mai dau harta cu interconectarea, o să vadă telespectatorii noștri că în partea de vest interconexiunile. Unde dăm, de unde luăm și așa mai departe. Avem și o... Dăm pe tot ecranul, să înțeleg așa, și pe eu. Pe tot ecranul. Da? Deci așa, în zona dinspre Ungaria noi nu am putut să luăm pe vârf curent. Acei 2000 de megawatts ar fi trebuit acoperiți de undeva, iar sistemul trebuie proiectat de așa natură încât nu vorbim să asigure normalitatea vârful de consum, vârful și peste, pentru că vă dați seama ce înseamnă la un moment dat să intre unul din reactoarele de la Cernavodă în reparație capitală. Sigur, nici ele nu sunt ținute la 100%, sunt ținute la 60-70%, tocmai din motive de a le prelungi viața. Explică-ne harta, dacă toți suntem cu harta aici, cât dăm ucrainienilor? Păi cât dăm Republicii Moldova de cât dăm pe caie? Ucrainienilor le dăm pe o condiție de avare. Noi dăm moldovenilor și moldovenilor orică le dăm și nu le facturăm, orică le dăm bani ca să ne plătească energia, e cu totul și cu altă discuție. Tare ne teamă că le dăm bani. La vreo 180 de milioane
de euro anual, dar e plătit pe caiet, adică nu. Da, modelul ăsta pe caiet e un sistem pe care l-am prins și eu. Bunicul meu acum vreo 100 de ani era cârciumar și a dat faliment cu cârciuma din cauza caietului pe care l-am găsit în pod cu o grămadă, cred că era tot satul acolo la caiet. Deci revin la problema ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă. Un sistem se provizionează cu rezerva de a putea băga prin rotație elemente, componente ale sistemului de producție de energie, prin rotație în reparație, în revizie. Pe lângă chestia asta, în momentul când tu ai mai scos 10% din sistem, se poate întâmpla să spice unul din sistemele esențiale, da? Care, nu știu, înseamnă o termocentrală, un sabotaj sau ceva de genul ăsta. În momentul ăla mai încă un 10% cotă de avarie. Deci noi suntem undeva într-o situație în care nu că n-am provizionat 20% în plus, noi am provizionat 20% minim din punct de vedere al capacității, pentru că domnul Popescu, cel mai inteligent om care a condus energia românească, deși avea timp până în 2027 să poată să facă o migrare de la niște capacități în bandă. Și aici în bandă, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă o capacitate de producție de energie care funcționează around the clock, 24 din 24. Asta înseamnă în bandă. El a înlocuit-o. Dar ce se va întâmpla la Tarnița Lăpuștești, despre care zicea Sebastian? Ok, haideți să explicăm și cu Tarnița. În condițiile, toată lumea vorbește acum, deci dacă ai observat pe canalele mass media, de o energie flexibilă. Ce înseamnă o energie flexibilă? Înseamnă că acea energie, acea ameobă, acea ciungă de care trage toată lumea privind acoperirea vârfurilor sau a schimburilor cu rețelele vecine, să fie dintr-o componentă flexibil, adică poate să fie din solar, poate să fie din eolian, poate să fie din hidro, pentru că nu toate funcționează în același timp similar la capacitate maximă. Acum, ideea este în felul următor. Noi vara avem și iarna, bineînțeles, pe perioada zilei avem lumină și fotovoltaicele, care deja au căpătat o componență foarte semnificativă în mixul energetic care îl avem în România. Nu o să fac o paranteză, deși și aici e o discuție, modul cum s-a stabilit prețul la prețul celui mai scump kilowatt obținut, nu la o medie ponderată, cât este hidro, cât este fotovoltaic, cât este cărbune, cât este gaz și așa mai departe. E discuție pentru un alt podcast. Dar e foarte important ca oamenii să înțeleagă că oricâte capacitate fotovoltaică am furniza, noi nu putem întinde, nu putem prelua și noaptea decât dacă o stocăm undeva. Și aici noi am avut o politică de mulți bani privind această aventura noastră cu reactoarele astea, cu mini-reactoarele. Dacă mă ajută băieții de la tehnic, sunt niște poze pe care le-am dat eu mai devreme. Păi bun, dar spune-ne, explică-mi, că și eu vreau să înțeleg. Păi ok, dacă mă lași și nu te grăbești, o să explic. Deci noi ne-am aventurat în această investiție cu aceste microreactoare pe care le-a susținut domnul Burdușa. Sunt netestate, nefiabilizate. N-am auzit deocamdată de 2 ani de zile de când vorbim despre ele, că măcar să fi pus unul în teren, să le evaluăm, să vedem ce probleme sunt sau ce probleme nu sunt. Dacă ar fi fost după mine ca inginer, m-aș fi dus mai degrabă cu banii care se duc aici în capacitatea asta riscantă și o tehnologie care nu este field proven, cum spune englezul, într-o investiție pe partea de stocare. Iar pe partea de stocare sunt mai multe variante de a realiza această stocare. Una este cea de care discută acut guvernul, și anume subvenționarea unor baterii la prosumatori, ca să acopere măcar 30-40% din capacitatea pe care ei o pot furniza, de așa natură încât seara la orele de vârf să poată să funcționeze din capacitate, eventual să infuzeze și energie în rețea. A doua variantă este varianta unui acumulator, unei baterii mecanice, care ar fi acea investiție de la Tarnița. Iarăși le-am dat băieților, poate mă ajută cu o poză. Și ce e acolo? O baterie gigantă? Dacă o să mă ajute băieții cu poza, o să vadă foarte clar. Deci ziua când există exces de energie, pompele urcă într-un lac la o anumită înălțime apa, urmând ca noaptea, când nu mai există energie, apa să funcționeze prin cădere liberă, exact pe principiul hidrocentralelor pe care le avem noi pe cursurile de apă. Asta este ceea ce se cheamă o baterie, hai să-i spunem, mecanică.
La Tarnița, acolo, proiectul este vechi, este de pe vremea lui Ceaușescu, sunt undeva, e o capacitate estimată funcțională de stocare, de urcat la, în lacul de deasupra și coborât și funcționat energie, undeva la 1000 de megawați. Exact cât este ecartul pe care îl avem noi nevoie acum între zi și perioada de vârf, seara, în jur de ora 21. Deci asta este foarte interesant, asta nu știam. E ca și cum atunci când eram în putere și eram tineri să ne facem mușchi, urcam cu viteză la deal și când exact. Oboseam, ne dădeam la vale. Exact. Da, interesant exact. Asta. Deci asta este principiul bateriei de stocare și asta este ceea ce se discută la Tarnița lor actuală. A doua, deci am zis, prima variantă este cea cu acumulator, a doua este asta de la Tarnița, a treia variantă sunt niște baterii de-astea mai mari, care nu au niciun fel de treabă cu domeniul domestic. Iarăși, dacă mă ajută băieții de la tehnic, o să-mi pună. Există cercetări și se pare că rezultatele, din punct de vedere al testelor efectuate în teren, sunt mult mai promițătoare decât reactoarele Nuskil, pe care noi urmează să ne-am angajat să le cumpărăm. Sunt niște baterii enorme, de ordinul a mii de metri pătrați, cu sare topită, metal topit, da? În care funcționează pe principiul bateriei. Dar bateria are o capacitate fabuloasă, în ideea în care are zeci, sute de kilowați pe un câmp, în care în aceste baterii imense, ziua se acumulează și seara se consumă. Deci dacă tot este să fim avangardiști și să facem o treabă gospodărească, puteam să investim într-o tehnologie de genul ăsta, mai ales că ține cont că România are, dacă nici noi nu avem rezerve de sare, atunci nu mai are nimeni. Păi deci, și cum faci asta? Mai explic o dată, că nu deci este o baterie, la fel pe principiul elementului electrochimic, cum este și bateria de litiu-ion, numai că elementele componente, electrolitul este o masă de sare topită, la 500-600 de grade. Și el, practic, se simulează o baterie care se încarcă ziua și se descarcă noaptea exact ca o baterie normală. Deci particularitatea fiind că este un strat de sare topită la temperatură foarte mare, bateria având capacități imense. Bun. Și asta invenția cui e? Niște americani lucrează la ea, dar puteam să lucrăm și noi foarte bine. Adică avem o grămadă de institute de cercetări și slavă Domnului că nu e rocket science ce fac ei acum, este doar o problemă de a o pune într-o formă, de a trece de la proiect la o execuție practică. Păi NuScale-ul nu este decât un joc pe bursă. Este un proof of concept și această chestie care a trecut de faza de proof of concept. Bun, dar hai să nu amețim telespectatorii cu idei năsușnice și așa mai departe. Mai există o variantă de a rezolva niște probleme și când vorbeam anterior de elemente de decizie în politica energetică, ține de omul gospodar. Da? La țară, la noi, omul își punea fân în hambar iarna pentru că trebuia să dea la animale. Iarăși trebuia să ștocheze apă că nu avea și pentru animale și așa mai departe. Orice om gospodar se gândește cu un pas înainte. Nu spun că toată lumea trebuie să joace șac, să gândească cu 3, 4, 5 mutări. Însă, uite, dacă luăm acum prețul energiei și cutuma este ca să se contracteze la începutul anului un anumit nivel de energie la un anumit preț. Dacă ne uităm pe harta Europei, avem prețuri de 60-70 pentru că toată lumea și-a provizionat, au fost oameni gospodari. Da? Noi am contractat undeva la 80% din estimări în ideea în care să nu risipim banii. Și am ajuns acum să completăm cei 20% cu prețuri de 10-12 ori mai mari decât dacă am fi contractat în ianuarie cu risipă. Am avut și talentul să învinovățim traderii de treaba asta cu exploatarea oamenilor. Bun, cine așteaptă? Dacă au fost 900 și ceva, n-a fost încă 1000. Păi nu, deci prețul mediu, ca să înțeleagă telespectatorii, se face dintr-o sumă ponderată din 80% ce am contractat cu 80% și 20% ce plătim la spot. La spot înseamnă în momentul în care noi vorbim. Noi suntem la ora de maximă audiență, acum e 800 de euro megavatul. Da? În condițiile în care 20% îl plătim cu 800 și 80% îl plătim cu 60%,
Da? Era mult mai înțelept, mult mai gospodărește să facem o abordare de genul de a fi contractat mai mult în ideea că poate mai schimbam. Ori treaba asta cu forecast-ul, cu proactivitatea, chestie care nu prea caracterizează guvernarea din România, trebuia să aibă în vedere și clima pe care putea să le spună specialiștii de la INMH, dom'le, vedeți că va fi o vară cu probleme. Că totdeauna ne ia prin acestea. Adică îți cumperi iarna, îți cumperi o cotă mai mare, o cotă mai mare. Și atunci să proviziona din timp această energie, nu o luam pe condiție de vară. Aolo, de unde mai putem să luăm? Nu putem să luăm de la unguri că se schimbă stâlpii, nu putem să luăm de la turci că le-au dat-o la alții, la moldoveni trebuie să le dăm noi, n-avem decât o singură țeavă din Bulgaria de unde putem să luăm și aia limitată și suntem la mâna celor care ne șantajează. Ce spuneam mai devreme, apropo de lacul ăla cu acumulare de la Tarnița, de la bateria cu acumulare mecanică, cum să zic, o să râzi. Au fost cazuri în care, pe exemplu, prin presă și foarte mulți ziariști n-au înțeles, la un moment dat Hidroelectrica cumpăra energie. Și cumpăra tocmai pentru pompare. Deci, dacă, în momentul în care tu poți să acumulezi o entitate care gestionează bazinul hidrografic, logic sau cum se cheamă și așa mai departe, poate să cumpere într-un moment al zilei energie la prețuri ieftine și să o stocheze ca să o elibereze mai târziu la un preț mai mare. Ăsta este business-ul și jocul din energie. Nu trebuie să acuzăm pe nimeni că face bani, pentru că este în favoarea noastră. Dacă, de exemplu, eu dacă îți arăt bateriile mele în ultimele 3 zile, pentru că n-am gestionat corect consumatorii, n-am folosit decât 15-25% din capacitate. Da, corect. Trebuie să mă înveți exact cum să aveam înainte pe profesorul Constantinescu, Dumnezeu să-l odinească. El m-a învățat cu sistemul energetic național, el a înființat ANRE-ul, da. Dar mai concret... Marius, pe tine te pot învăța ușor, pentru că ești un om open-minded și deschis către tehnologie și evident că simți imediat în buzunar când faci ceva bine și când faci ceva rău. Asta înseamnă ideea de feedback economic. Trebuie să spunem telespectatorilor și, cum să zic, pericolul care ne paște insistând foarte tare pe treaba asta cu prosumatorul. Ce spuneam mai devreme este că un grid... Gândiți-vă că e un sistem de țevi, exemplu pe care l-am dat mai devreme și cu gazul. O țeavă nu poate să preia oricât. Deci dacă avem o zonă în care aglomerăm foarte mulți prosumatori, avem o problemă în a transporta energia furnizată de ei mai departe. Și aici o să fac o paranteză, deși este, cum să spun, de natură puțin tehnică, dar să înțeleagă telespectatorii. Dacă îmi dau colegii din tehnic graficul ăla cu sinusoidele, o să explic cum funcționează cuplarea la grid. Deci, tu când te cuplezi la sistemul energetic, toată lumea se plânge acum că zice, domnule, nu mă bagă și nu-mi plătește energie. Deci, chestia asta cu... Nu, ăsta este celălalt cu... Mai e unul cu sinusoide. Ăsta este gapul între consumul real și nevoia și ce producem noi. Deci, noi ca să ne cuplăm la sistemul energetic, elementele noastre, fie că sunt centrale eoliene, fie că sunt solare, trec printr-un echipament electronic care pentru a infuza curent în rețeaua, în gridul mare, trebuie să fie neapărat sincrone, pentru că absolut toate elementele din sistem trebuie să aibă tensiunea, frecvența și faza sinusoidei de care este nevoie ca să poată să infuzeze. E, într-o anumită zonă, întrucât ați găsit graficul ăla cu... Vezi că ești prea tehnic. Nu, eu înțeleg că sunt prea tehnic, dar trebuie să înțeleagă oamenii de ce nu putem să facem 100% din prosumator energie. Că la un moment dat se poate crede, dom'le, dacă ne dă Europa bani și putem să punem celule fotovoltaice, de ce nu le punem pe toate? Și punem baterii să acumulăm. Aceste baterii, aceste elemente de cuplare la grid individuale se sincronizează cu frecvența și faza gridului. Într-o anumită eroare. În momentul când sunt una, două, trei, nu e niciun fel de problemă, da? Să poți să le sincronizezi. În momentul când sunt mii, sinusoida aia care intră în transformatoare nu mai e pură, capătă armonic. Și atunci și ele se confuzează și nu se mai pot sincroniza și sar protecțiile, da? Pe de o parte, și în al doilea rând, și transformatoarele alea încep să se încălzească pentru că nu mai trece curent curat prin ele încălzindu-se.
Deci suntem într-o formă în care vom ajunge să ne certăm cu Transelectrica și domne că de ce de la mine nu ia curent. Păi nu ia pentru că nu poate la un moment dat. Deci nu putem să întindem pelteaua asta pentru că, am și spus mai devreme, nu este un panaceu. Rezolvarea asta, distribuirea gridului în zeci de mii de unități de furnizare mică. La un moment dat trebuie să ne oprim. Sistemul nostru în momentul ăsta nu este pregătit să preia oricâți prosumatori. Trebuie spus că Transelectrica este deținută de stat și profiturile anual sunt luate de către guvern. Ajungeam și aici, pentru că voiam să închei ședința de astăzi care a fost la guvern, în care toată lumea care a participat au pus pe masă o cifră guvernului și a spus, domne, nouă ca să aducem la zi sistemul și să fie plastilină, să avem o rezervă flexibilă de capacitate de energie, avem nevoie de 10 miliarde de euro. Și o să râzi, câți bani a luat din toate aceste firme, Romgazul, Hidroelectrica, statul român în ultimii ani de zile din cauza puseului de preț la energie? Undeva între 7 și 8 miliarde. Deci acești bani au fost extrași din aceste firme, luându-le capacitatea de a investi și a-și aduce la zi echipamentele și au fost cheltuite pe, nu știu, cheltuieli cu bunuri și serviciile la... dar aici a fost gândirea proastă și astăzi Marcel Ciolacu a criticat pe Virgil Popescu foarte dur. Dar nu au fost împreună în coaliție, pentru că pe mine mă surprinde cum toată lumea când este prinsă cu miere pe bot începe să capete un discurs de opoziție. Deci chestia asta cu energia nu merge că ne adunăm într-o ședință și mâine punem mâna pe Lopez, cum au făcut săracii oamenii ăia la CET Oltenia, că au urcat cărbune cu mâna ca să poată să cârpească o capacitate de 30 de megawatts, 60 de megawatts cât a fost. Bine, eu cred că soluția pentru la toamnă este să redeschidem CET-urile și să deschidem unitățile. Deci în primul rând trebuie să fim serioși, să ascultăm de profesioniști și să nu ne mai furăm căciula. Cineva trebuie să facă o analiză despre ce trebuie făcut pentru următorii 5 ani, 10 ani, să avem o politică a României, nu numai partea asta cu energia, dar să nu mai fim pompieri unde arde acolo fugind repede cu tulumba și stinge. Păi uite-te, tânărul Burduja a dat vina pe greaua moștenire din ultimii 30 de ani. În replică, Adrian Năstase a scris pe pagina lui de online, pe pagina de web, despre cum s-a propus de către guvernul condus de el în anii 2000-2004 compania de investiții pentru centralele nucleare 3 și 4, care urmau să construiască celelalte două unități, printr-un credit sindicalizat pe baza producției de energie, deci fără un efort prea mare din partea guvernului. Dar Marius, o să te citesc pe tine. Tu ai spus despre ideea de meșterul Manole în ceea ce privește strategia guvernului României. Deci dacă Adrian Năstase a început să o treabă gospodărească într-o direcție, bună, rea, nu contează. Da? În momentul când vine următorul guvern, ce nu e bine? Dărmăm tot și o luăm de la capăt. Păi da, deci Adrian Năstase s-a gândit la 10 unități. Deci ajungeam să ne punem curent să punem părul pe bigudiuri de 10 ori pe zi, pentru că am înțeles că cum e moda la tineri să-și pună părul pe bigudiuri, puteai să pui permanent, să-ți faci permanentul cum făcea mama înainte. Noi am reușit și performanța la un moment dat să dăm o licență gratis pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră și să o cumpărăm înapoi cu un miliard. Eu cred că, nu știu, suntem record mondial din punctul ăsta de vedere vis-a-vis de câtă neglijență și cât amatorism am avut în treaba asta. Adică dai o licență foarte rău cu guvernarea Ludovic Orban. Pe lângă miliardul ăsta, eram chiar în guvern când li s-a comunicat celor din executiv că nu-i destul, mai trebuie încă 26 de milioane pus pe capac pe miliardul ăsta. Așa-i. Păi zice, dar de ăștia banii și de-abia am făcut rost de un miliard. Păi ăștia ce mai sunt? Păi ăsta este contractul de consultanță pentru că ne-am luat înapoi ceva ce am fost jefuiți. Știi și tu că unde intră mia, intră și suta ușor, mai ales când e vorba de pagubă. Da, deci la păgubit suntem doctori. Deci l-am înjurat pe Adrian Năstase și eu personal în anii respectivi, crezându-l prea comunist, dar el a gândit la 10 unități.
Noi nu avem decât două. Pe deci, timpul, repet, cum să spun, eu nu sunt advocatul unui să alergăm într-o direcție. Dar, dumne, dacă am pornit în direcția respectivă, da, să fim consecvenți. Asta pe de-o parte. Din alt punct de vedere, putem să ne și întoarcem de pe drumul pe care mergem. Pentru că nu e subiectul zilei de astăzi, dar cum ați discutat aseară... Dar vezi că Sebastian Burduja e tânăr și recomandă să dăm drumul la mașinile de spălat... noaptea. Bun, acum el ce ar putea să facă? Dacă e să o luăm așa, că uite, iar deschidem paranteză în paranteză. Noi avem cel mai mic consum de energie pe cap de vită furajată din Europa. Undeva în țările nordice de 3-4 ori mai mare, în țările civilizate. Și atunci când s-a pus problema de Green Deal, de economie, cu războiul, cu nerăzboiul și așa mai departe, fiecare s-a angajat că reduce consumul cu un anumit procent. Păi noi oricum l-am redus la minimul din motive de sărăcie. Nu era cazul să facem un angajament din punctul ăsta de vedere. Iar armatorismele și stângăciile guvernului privind grila de compensare, ordonanțele privind subvenționarea, au fost un șir întreg de eșec. Uite, te întreb eu pe tine acum că nu trebuie să fii specialist în energie. Noi când am început să compensăm încălzirea pe timpul iernii la oamenii cu condiții defavorizate. Păi de ce n-am făcut o compensare pe putere calorică? Pentru că unii se încălzesc pe lemne, unii se încălzesc pe gaz, unii pe peleți, unii pe cărbun și așa mai departe. Noi ne-am gândit cum să facem cu consumul electric. În același timp am pus per household, cum se zice în engleză, pe casă, niște cote, niște astea. În loc să punem o cotă pe casă plus o cotă variabilă funcție de numărul celor din case, pentru că exact oamenii care sunt mai săraci ajung în situația în care să se lupte să se încadreze în suta aia de kilovați, deși ei trebuie să spele pentru 7 copii. Și atunci ar fi fost mult mai la mintea cocoșului să avem 100 de kilovați oră pe casă pe lună, plus câte 25, 50, 100 de kilovați oră pentru fiecare membru al familiei. Nu era mai sănătos mental așa? Pentru că așa există și o proporție și un echilibru și o dreptate socială din punctul ăsta de vedere. Noi totul facem de dragul de a-l face. Gata mă, v-am dat subvenții. Gata mă, plătim compensările și cu toate cele. O să plătim, că toată lumea zice, dom'le, nu mă interesează pentru că prețul meu este la 100 de kWh atât, la 255 de kWh atât. Când de fapt tot noi plătim din bani din care ne împrumutăm. Deci mai aburit, mi-ai pus o întrebare fără să știi că regula emisiunii este eu pun întrebări, mă oprești la București, spune-mi câți megawatts dăm pe zi Ucrainei. N-am de unde să știu, pentru că așa cum nu știm ce costuri am avut cu Ucraina și ce arme le-am dat, că am fost foarte discret din punctul ăsta de vedere și nici măcar nu este un lucru rău, n-am de unde să știu cât dăm Ucrainei. În principiu, Ucraina ne dădea nouă, la un moment dat. Dar este greu de spus acum cât le dăm. Că rușii vin, bombardează, ei închid capacități din motive de că se distrug sau din motive de protecție și ajungem, dăm, nu dăm. Habar nu am în momentul ăsta. Habar nu Poate am. Nici Marcel Ciolacu nu știe mai mult ca sigur. Cât dăm. Mai mult ca sigur. Pentru că am zis să mergem la Smithfield, la combinat, să arătăm că porcii alea 2 milioane de unități de Porsche de acolo mănâncă cereale din Ucraina, nu mai cumpără de la da, vezi că și aici este o stăteam de vorbă cu cineva din agricultură zilele trecute, apropo de faptul că dumne trebuie să investim în agricultură, dar atenție, nu oricum în agricultură, lăsând marotele astea la o parte, că trebuie să irigăm, că trebuie să facem, că trebuie să dăm subvențiile, că trebuie să ne ridicăm cu ele la nivel european. Avem și o problemă pentru că agricultura vegetală nu este o agricultură cu valoare adăugată. Noi trebuie să construim o agricultură verticală, da? De așa natură încât să generăm valoare adăugată, să procesăm, nu să vindem grâu brut, nu să vindem floarea soarelui cu vagoanele. Hai să mergem la alt subiect, dacă telespectatorii noștri mai sunt încă pe dacă n-au adormit. Online. Dacă nu i-am pierdut cumva cu partea tehnică. O să avem feedback de la ei și sunt și eu tare curios să vedem, pentru că este prima noastră tentativă de a intra într-un domeniu puțin mai altfel pe podcastul tău. Un pic mai complicat. Revenim la stilul obișnuit. Sondaj Sociopol. Nu știu acum dacă Marius Palada l-a făcut din birou, l-a pus cu decarul la vioară, la acord, la butonier, se cheamă arcuș,
cel puțin rezultatul este Marcel Ciolacu cu 25% și George Simion 19%, în jos se mai află Mircea Geoană cu 15%, 14% Elena Lasconi și tot mai jos 13% este Nicolae Ciucă și așa mai departe. Acum, cât e de real, cât e de nereal, cel Marius, puțin... cum ai spus și tu mai devreme, eu am o viziune, nu neapărat a mea, pentru că și eu am niște considerente construite pe bunul simț și cum în general oamenii proști au certitudini, oamenii care mai au una, două cărți în bibliotecă au mai mult îndoieli. În ceea ce privește partea asta cu sondajele, nici ele nu poate să fie mai bune decât decizia electoratului. Iar în secunda în care jumătate din oamenii care participă la realizarea acestor sondaje, fie că o fac pe o foaie de hârtie sau telefonic, mânăresc rezultatele, adică nici nu ies din casă și doar iau banii institutelor de sondaje, sigur că erorile poate să fie mari. Ce a dat sociopolul din punct de vedere al sondajului este ceva undeva la bunul simț. Cu o tușă într-o direcție sau alta, pentru că ai văzut și tu, în condițiile în care nu apar cifre total diferite și sunt de bun simț, toată lumea convine că așa arată. Acum, dacă e să o luăm cinstit și pe drept, greșeala care se face frecvent este că noi judecăm aceste sondaje și le punem oamenilor întrebările ca și cum alegerile astea ar fi dintr-un singur tur. Asta este greșeala esențială pe care noi o facem în materie de sondaje. Pentru că întrebările corecte ar trebui să fie dacă în turul 2 ar participa Geoană cu Ciolacu, dumneavoastră cu cine ați vota? Pentru că așa apare Geoană cu niște procente pe care nu are de unde să le ia. Și o să mă explic de ce vorbesc de treaba asta cu două tururi la alegeri. În teoria politică, deși eu sunt foarte puțin timp politică, se spune că în turul 2 te duce partidul, în turul 1 te trece partidul, în turul 2 totul vine pe spinarea ta și față în față cu alegătorii. Iar istoria alegerilor este plină de candidați care ar fi putut să câștige lejer în turul 2 alegerile dacă ar fi trecut de turul 1. Și acum aritmetica arată așa. Candidatul PSD 25-30%, clar, undeva George Simion între 15 și 20%, Elena Lasconi undeva la 15%, mai este Ciucă undeva între 12 și 18%. Ce spun eu acum sunt cifre de bun simț pe care le vehiculează toată lumea. Diana Șoșoacă 5%, UDMR-ul candidatului ca de fiecare dată 5%. Știm din dispersia voturilor că se mai răspândesc 7-8 până 10%. Vezi să nu treci de 100%. N-am trecut, să știi că am avut coroniță la matematică și am ajuns pe la 85-90%. Și atunci întreb eu, unde încape Mircea Geoană în turul 1? Pentru că dacă ai observat că în tot ce a încercat el până acum, a încercat ori să convingă unul din cele două partide mainstream să-l ia în căruță și să-l nominalizeze de candidatul lor, ori să polarizeze undeva cu niște tentative mai mult sau mai puțin inspirate din discurs, din negocieri, în a polariza pe zona asta suveranistă ca să poată să aibă un vehicul. Deci tu ce vrei să ne spui? Că fără partid, Mirciulică, fără frică... Păi nu, eu vreau să spun așa, că votul omului este exercitat în momentul când are o opțiune. E ca atunci când te duci la restaurant. Când te duci la restaurant, nu îi spui, domne, punem în aia două ouă, o bucată de carne, taie și un pic de salam și punem o bucată de unt. Nu, atunci ți se pune în față un meniu. Din acest meniu tu poți să alegi. Deci nu ești de capul tău la restaurant, ți se pune un meniu pe masă. Și atunci se poate întâmpla că bucătarul, deși foarte talentat și rețeta ta foarte bună, ar putea să-ți facă un meniu extraordinar, să ratezi meniul în seara aia pentru că asta ți s-a pus în față. Eu asta încerc să spun. Și nu e numai faptul că partidul te duce din turul 1 în turul 2. Mai sunt și trucurile pe care se pot face, cum s-ar zice în limbaj românesc, datul la joale. Evident că văzând cifrele lui Ciucă, Partidul Național Liberal are tot interesul să o ajute pe Diana Șoșoacă. Eu nu spun că îi dă bani, să o ajute, da? Măcar să îi pândească voturile în secțiile de vot. În condițiile astea, îi se reduc voturile lui Simion. Dincolo, PSD-ul are interes în a-l susține pe Simion pentru că datele de bun simț arată că în turul 2 Simion este singurul pe care poate să-l bată Ciolacu. Deci toate chestiile astea sunt niște enunțuri care puse într-un program electronic spun la un moment dat care ți-e șansa să treci de turul 1 sau să câștigi alegerii. Acum, păi aveam un profesor la Timișoara, Dumnezeu să-l odinească, Buc, profesor de matematică la Politehnică, îmi spunea, domne, vino cu date reale și îți fac predicții despre cine vor fi viitorii președinți. Bravo.
Și zic, mă, eu la matematică am stat rău, tot am amânat, zic, mă, dar ce, cum bagă el? Nu erau atunci computere, cum face el predicțiile astea cu niște date care să nu fie mincinoase? Da. Atât am cerut, niște date. Foarte bine ai menționat aici, pentru că și telespectatorii trebuie să înțeleagă că există o matematică aritmetică simple și o matematică socială, unde tu ca ziarist, participând la tot și ținând cursuri pe la facultăți, pe la tot felul de structuri, știi că este aproape o imposibilitate să manipulezi un om, dar este aproape o certitudine că poți manipula un milion de oameni. Și ajungem și la chestia asta cu alegerile, dacă mai ai răbdare 30 de secunde să vorbesc de ceea ce înseamnă conceptul de lebădă neagră, pe care toată lumea îl trâmbițează în ziua actuală și toată lumea așteaptă această lebădă neagră ca pe o salvare. Între două specii, una care trăiește 500 de ani, rechinul, broasca testoasă și așa mai departe, și țânțarul care trăiește, habar n-am, 20 de zile, evoluția totdeauna, la scară istorică, este de partea speciei care trăiește puțin. De ce? Se întâmplă mutații, da? Matematica funcționează accelerat și la un moment dat acele mutații îi generează țânțarului sau speciei care trăiește puțin niște caracteristici, unele mai bune, unele mai rele. Urmând ca selecția naturală să facă, să meargă mai departe mutațiile bune. Da? Același lucru se întâmplă și în domeniul social. Cât timp, cum spunea profesorul tău de la matematică, toată lumea respectă regula, deci există date concrete, precise, pe care facem raționamentul, nu se întâmplă nimic. Lebăda neagră apare când unul din cei 5, 6, 7 candidați nu respectă regula. Și uite, o să-ți dau un exemplu de ce înseamnă a nu respecta regula. Hai să presupunem acum că George Simion, care se mulțumește în momentul ăsta să fie validat drept liderul opoziției și să-și consolideze poziția în partid, și-ar fi pus un candidat mai tehnocrat, mai, cum se cheamă, un pic mai agreat de o largă pătură a societății. Și mai prietenos cu establishment. Exact. Deci ar fi avut undeva, la un moment dat, ar fi putut să transfere cei 15-20% ai lui, urmând ca și candidatul să poată să mai ia 5-10%. Păi ar fi putut să câștige alegerile. Deci George Simion ar fi putut să genereze o lebădă neagră, da? Propulsând un candidat viabil către președinte, jucând la mare, punând președintele, dar el s-a mulțumit să joace la mic, consolidându-și poziția în partid. Deci asta este ideea de lebădă neagră. Ai cumva vreun nume și nu vrei să-l spui? Nu, n-am niciun fel de nume, dar eu am preferințele mele, Marius. N-are niciun fel de legătură cu omul care ar putea să fie. Pentru că noi așteptăm acum o lebădă neagră ca cei 10 independenți care candidează la președinte cu șansă între 0,2 și 3% să se adune la o masă și să stabilească, măcar de s-ar întâmpla chestia asta, și dumne, facem un sondaj pe bune, cine este cel mai bine poziționat între noi, îl susținem toți. Și atunci mai apare un candidat puternic cu 10-12%. Lucrurile astea nu se întâmplă. Cosmin Gușă nu-i trecut acolo. De ce nu-i trecut? Păi, Cosmin Gușă nu-i trecut din motive pe care le știm amândoi, dar asta e un subiect de altă emisiune. Pentru că omul e jucător. Cosmin Gușă chiar are șanse. Dacă Cosmin Gușă ar fi fost susținut de un partid, Cosmin Gușă ar fi fost președinte. Despre ce discutăm? E o diferență netă între el ca om de comunicare, ca om de idei, ca om de tot ce vrei, și ceilalți candidați. Numai că el este deocamdată ținut între... Da, dar aceste rezultate parcă sunt luate și puse cu mâna. Exact. Acolo. Este exact. Perfect pentru exact. Marcel Ciolacu. Exact. Nu are nicio durere de cap. E Ion Iliescu, Vadim Tudor din anul... Și chiar 2000. Așa nu s-a hotărât să candideze. Ion Iliescu nu s-a hotărât? Nu, vorbesc de Ciolacu. Ah, de Ciolacu. M-am speriat că nu mai putea. Nu, dar uite, observ că miza alegerilor, în care înainte existau dezbateri, existau pe diverse teme, candidatul venea la bătaie, cum face Biden cu Trump. Noi am eliminat chestia asta și noi nu dăm drumul la alegeri, nu anunțăm data, nu anunțăm regula, decât în momentul când suntem siguri că le câștigăm noi. Adică nu mai există bărbăția asta politică. Da, domne, mergem la bătaie, ne batem acolo, vedem care e mai bun și așa mai departe. Nu, mergem doar dacă mi-am asigurat, printr-o formă mai mult sau mai puțin onestă, câștigul. Deci, asta e o chestie grețoasă. E o chestie nebărbătească de alegeri și eu, ca simplu cetățean, îmi dai voie în podcastul tău să protestez la această atitudine. Îți dau voie la orice. Orice mermelei făcute cu institutele de sondaj, care noi am și spus, ar trebui
scoase neapărat legi, pentru că fură, pur și simplu, ei nu pot, eu am lucrat în consultanță politică cu multe instituții și am înțeles în toamnă, păi era 10.000 de euro punctul, da, ca să te crească, păi pe arcuș, adică ei nu dau socoteală nimănui, acele trei instituții care, Sociopolul, de exemplu, a fost predictibil în anumite perioade, dar acum, nu știu, s-au dedulcit la bănuții partidelor. Dacă se adună treiși care cer aceiași triși, trișurile se compensează și atunci apar cifre bune. Cât timp plătește numai unul sondajul, evident că cifrele apar puțin distorsionate. Bun, dar eu, fără să am acces la datele lor, care nici nu le mai cred, pe care nici nu le mai cred, eu cred că ostașul va fi în finală. Cum eu nu cred nimic. Eu nu cred nimic. Dăm voie să fiu foarte rezervat. Nu cred în principiul Lebrădei Negre, am explicat-o mai devreme de ce. Și chiar nu... Pe mine mă interesează mediul economic. Marcel Ciolacu și de Nicolae Ciucă. Ei când se ceartă, când se împacă, nu se mai știe dacă sunt într-o relație bună sau așa mai departe, dar Nicolae Ciucă a pornit campania și el vrea să atragă simpatizanții cât mai mulți din PNL, astfel încât la congres să aibă majoritatea, deci, clară acum, pentru susținerea președinției. Să spun, ca să detensionăm puțin și telespectatorii, este un fenomen ciudat, pentru că Iohannis, când a vrut să mute alegerile în septembrie, pentru că avea niște jocuri făcute cu niște funcții pe care le-a ratat, l-a forțat pe Ciolacu să mute alegerile prezidențiale în septembrie. Acum le-a mutat în noiembrie-decembrie. Și acum cine este avantajat? Ciolacu. Pentru că nu o să poată să țină toate posterele alea puse abuziv în toată țara, nici Ostașu și nici George Simion. Deci că ei nu o să stea cu poste, o să-i coste enorm 3 luni de zile până când se duc alegerile ca să-și țină afișele alea. Ciolacu va pierde pentru că începe criza. Din noiembrie încep să crească facturile. De obicei sindicatele ies la bătaie în noiembrie. Dar eu nu vreau decât altceva să aduc aminte dragilor mei telespectatori și ai noștri, este că tot am căutat prin istorie motivul pentru care Ciucă a pornit asaltul redutei liberale, pentru că el de fapt a început campania internă în PNL pentru ca să fie el desemnatul, nu că ar avea cineva vreo emoție că nu va fi el desemnatul, sau dar că un liberal. Carol I avea obiceiul să întrebe miniștrii cabinetului atunci când se luau decizii aprice pentru țară, dar dăbulenii sunt de acord? Așa este. Așa este. Da, da. Vezi tu, acum nu mai există, nu-l bănuiesc pe Ciucă de un liberalism, cum iarăși politicienii români ai văzut și tu, că electoratul confundă ce înseamnă extrema stângă cu extrema dreaptă. Noi avem părerile noastre și fiecare avem simpatiile. Și tu și eu suntem monarhiști, așa, prin afiliație și simpatie. Ia uite, mai găsit un monarhist. Da. Colegii, dacă pot să pune imaginea de pe Valea Oltului, apropo de regalitate, Transalpina a fost gândită de către Carol I. Mergeți pe Transalpina, acum mai nou a apărut și Transapusenii. Să mergem, ia să vedem de ce e oprită Valea Oltului. Ia uitați de ce e oprită. Vedeți? Asta nu ne spun. Cine sunt ăștia? Unde se duc? Cu cine luptă? E frumos că suntem protejați. Avem, uite-te ce frumusețe, ce fainoșac, eu nu le știu. Nu-i mai bine să nu știm. Nu-i mai bine să nu știm că o să avem 8-9% deficit anul ăsta. Pe timp de pace, în condiții de fonduri. Dar lumea știe că pe Valea Oltului această benzinărie e foarte importantă. De acolo am făcut podcastul cu exact. Voi atunci, primul podcast. Foarte bine că ai menționat. Suntem asigurați, fraților, împreună cu domnul președinte Klaus Iohannis, strângem din dinți, ca să nu zicem că strângem din altceva, acceptăm situația de pe Valea Oltului. Ia uite-te
Aici este centura ocolitoare, ca să nu poată să treacă prin oraș și cu toată armata și da, cu toate. Da, dar uite că noi am fost vigilenți și i-am prins. Mă rog, orice cititor e vigilent acum, că preluăm și noi din TikTok-ul cuiva și fiecare l-a plimbat. Bun, acum eu nu cer să-mi dea mie socoteală domnul Iohannis și Ministerul Apărării Naționale în ce colaborări, în ce chestii. E și pentru binele și pentru protecția noastră. Dar totuși, măcar așa, un mesaj de mulțumire populației, pentru că tot timpul li s-a mulțumit șefilor de state, i s-a mulțumit lui Iohannis. Dom'le, nimeni n-a mulțumit poporului român pentru sacrificiile astea făcute în 2 ani și jumătate. Da, l-a felicitat, l-a pupat pe Ciolacu, l-a mângâiat pe freză Ursula, i-a mai dat voie să mai facă încă un an deficit de 5-6%, ca și când n-ar fi toți pe banii noștri, ca și când ne-ar fi făcut o favoare. Câte minute mai avem? Am depășit un pic, așa că putem să mai depășim 2 minute, să epuizăm și subiectul cu Microsoft-ul, ca să-l dăm. Așa, și nu o să mai vorbesc despre Dacia, trecem direct la Microsoft, spunem în câteva minute. Da, vezi, exact așa cum nu se vorbește despre traseele astea de furnizare de echipamente militare, și în domeniul IT nu există o transparență 100%, pentru că n-ar face altceva decât să devoaleze niște brește de securitate pentru hacker. În lumea IT-ului se știe foarte clar că peste 90% din atacurile informatice apar după ce s-a devoalat vulnerabilitatea. Deci Microsoftul are un site în care se postează vulnerabilitățile și el îți recomandă să faci update-ul la pachetul nu știu care de soft, pentru că vulnerabilitatea cu tare poate să îi dea voie hackerului să te atace. Iar culmea, 90% din atacuri au loc după ce se publică această vulnerabilitate. Acum, Microsoftul e un nume care dă bine. Numele de CrowdStrike este mai puțin cunoscut în lumea informatică, este cunoscut în lumea corporatistă. Pentru că este un sistem de, hai să-i spune să înțeleagă toată lumea, de antivirus. Deși e mai mult decât un antivirus, e un sistem de securitate care permite accesul la informații în rețea. Se pare că un update neglijent, netestat al acestui sistem de la CrowdStrike a încurcat calculatoarele ca să ajungă în cloud. Și chestii care, evident că 95% din activitățile care se desfășoară pe calculatoarele astea, că sunt în aeroportul, că sunt în administrația centrală locală ale țărilor civilizate, ele lucrează cu Microsoft Azure, cloudul Microsoft care se întâmplă online, Microsoft 365, adică licența de Office care accesează și prelucrează și stochează fișierele online și așa mai departe. Deci, bun, și ce s-a întâmplat acolo? Păi asta s-a întâmplat. Acel antivirus a blocat accesul la serviciile Microsoft. Deci nu e Microsoft-ul a picat. Păi și antivirusul nu e tot din familia Microsoft? Nu e din familie, este făcut de CrowdStrike și am spus că este un antivirus o leacă mai complex. Este ca să înțeleagă toată lumea, că n-are rost să intrăm în detalii. Deci ca să înțelegem bine noi ăștia mai creștini, așa, sfârșitul lumii, apocalipsa se poate aranjat de către categoric. Și voiam să închei ce am spus mai devreme, cu ce discutăm noi de foarte de mult timp. Dragilor, e bine să avem și niște bani cash în buzunar. Tot timpul, nu strică. Să avem lumină și nu uitați să vă abonați la Hard Talk. Salutare tuturor și o seară bună. Și la Marius Ghilezan, pentru că mi se reproșează că nu am suficienți followers. Abonați-vă! La fel și cine te iubește, te iubește așa cum ești, Marius. Așa cum sunt. O seară bună. La revedere.